că în calendar avem sfinți de mai multe feluri. Cuvioși, martiri, mărturisitori, ierarhi, apostoli și așa mai departe. Iată că această preacuvioasă fecioară, să nu vă așteptați că a fi fost vreo femeie în vârstă cu bătic în cap și șorți până jos și cu ceaslovul și psaltirea în mână, ci o copilă, așa cum a fost și cuvioasa Filofteia de la Curtea de Argeș, așa cum a fost și Tatiana la Craiova, așa cum a fost și mucenița Irina, așa cum a fost și mucenița Ecaterina, așa cum a fost și mucenița Varvara, așa cum a fost și Sfântul Gheorghe, așa cum a fost și Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, cum a fost și Sfântul Pantelimon, și Sfântul Fanurie, și Sfântul Trifon. Deci, n-au fost niște oameni depășiți de vârstă, așa cum spuneau ateii, a tot felul de babalâci bătrâni, sclerozați și senili la minte, care din pricina foamei și a postului aveau halucinații și spuneau că sunt vedenii. Nu. Oameni plini de viață, oameni plini de curaj și de îndrăzneală, dar plini de credință în Dumnezeu. Tineri care pur și simplu s-au sacrificat, fie prin ascuțișul sabei sau prin râvna postului și a rugăciunii, și-au umplut calendarele ortodoxe cu numele lor ca model de trăire și de pomenire. O asemenea poveste frumoasă începe și undeva în Tracia, în satul Epivat, unde această tânără copilă s-a născut la casa părinților ei, doi copii, celălalt frate a ajuns și el episcop și îl chema Eftimie, și iată că nu în cele din urmă, ea s-a hotărât să plece în pustiul Iordanului, unde a viețuit după trăirea și după rigorile pe care le-a gustat cândva și Maria Egipteanca. Deosebirea că Maria Egipteanca era tânără, dar întâi gustase amorul patimilor, după cum îi descrie și lui Zosima, că mi-e rușinea și vorbi, spune ea, deci rușinându-se de păcatele ei, dar în același timp, o nevoință cum alta nu s-a mai văzut, ca drept dovadă că este aleasă întâia stătătoare între fecioare și între femeile curate, prin trăirea înaltă și ridicarea la înălțimea duhovnicească peste măsura obișnuită a omului. Această fecioară cuvioasa Parascheva era curată ca o lacrimă, de aceea îi se spune în acatist, bucură-te-a Moldovei, duhovnicească floare. De ce este floare? Pentru că este tânără. De ce este floare? Pentru că este mirositoare. Ați văzut, uneori se folosește și acest termen și se spune, a, da, cuvioasa Parascheva e mai cunoscută în Moldova, are alt cult, e cinstită mai mult. Nu, nu o cinstește nimeni. Se cinstește ea singură. Prin ceea ce emană Duhul Sfânt din puterea moaștelor ei, și aici excludem termenul de relicve pe care le auziți pe la știri și pe la televizor, relicve când vorbim de cărbuni, de oase de mamuți, acestea sunt sfinte moaște. Sunt oasele cele smerite sau trupurile cele smerite de lipsa undelemnului și a vinului, cum spune psalmistul, că au slăbit genunchii mei de lipsa vinului și a undelemnului. De ce spun lucrul acesta? Pentru că aceasta este carne sfințită, trup sfințit, în Dumnezeu, iar relicva e cu totul altceva. De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că în această carne, cu sânge și cu vene biologică, se transformă și are loc o schimbare duhovnicească de așa natură, încât putreziciunea se transformă în nestricăciune. Deci ceea ce ar trebui să miroase și să curgă și să se descompună, se conservă, nu cu aromate, nu cu medicamente, ci cu Duhul Sfânt, iar ele devin binefăcătoare și dătătoare de viață. Și iată că a reușit cuvioasa Parascheva, căci după ea este celălalt ocrotitor, Ioan cel Nou de la Suceava, un alt mare hram și un alt mare sfânt al zilelor noastre, și ați văzut și acela tânăr, negustor de cai, a fost obligat la cadiu să se lepede de dreapta credință, a refuzat și în momentul respectiv a fost săgetat târât cu calul, dar când să-i taie trupul bucăți, îngerii au săgetat cu arcul și au făcut lumină în jur și nu s-a mai atins nimeni de trupul deja sfințit. Iată că la cuvioasa Parascheva, miracolul descoperirii moaștelor n-a fost unul întâmplător.
uitată ca orice om îngropat pe malul mării, în satul ei din Constantinopol, acolo unde ajunsese să săvârșească, după întoarcerea celor 5 ani de vețuire în Ierusalim, un corăbier mort a fost îngropat în nisipul mării ca să scape de el cei din ambientul corabiei, deci cei care făceau parte din echipaj. Iar noaptea s-a arătat unui om credincios și a zis, ia putoarea aceasta de pe mine. Deci aceasta cu putere și cu descoperire dumnezească. Și aici sunt îndemnat ca să vă fac și acest apel. Trebuie pentru noi creștinii care suntem astăzi în biserică să avem puțin frâu, dacă vreți, la pietism și la surogatele acestea duhovnicești, care în secolul 21 sunt mai importante ca textele Sfintei Scripturi, și să încetăm, dacă este cazul, și chiar o fac cu o afirmație nu gratuită, ci adevărată, cu umblatul, deci cu umblatul aiurea, prin tot felul de coclauri, deci prin tot felul de coclauri, și prin tot felul de acatiste și rugăciuni inventate, când începem noi să canonizăm pe Sfinții neamuri înainte de a canoniza Biserica sau Duhul Sfânt. În momentul când ori începe să apară vedeniile și să spună Părintele Cutare e Sfânt, 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 începem noi să-i scoatem din morminte. Până atunci îi lăsăm să-și doarmă somnul de veci, să-și împlinească judecățile veacului în nesfârșită convorbire cu Dumnezeu în lumea celor drepți, în sânul lui Avram, în latura celor vii, acolo unde este locul lor sau în raiul de sfătării, iar când va găsi Dumnezeu de cuviință să ne-i proslăvească, vă dau o singură mărturie care, pe vremea comuniștilor, când ateismul era cel mai în floare și nimeni nu credea vreodată că mai există Dumnezeu, biserică și ea poate fi lucrătoare într-un asemenea regim tâmpit, trotuarele Mănăstirii Neamț se ridicau singure în timpul hramului, în timp ce oamenii călcau, săpoiau, puneau jerfe, panahiz, prescuri lumânări, iar de sub trotuare, de la 3-4 metri de desubt, ieșeau oasele unui sfânt, care se cheamă Sfântul Necunoscut și îl vedeți în racla Mănăstirii Neamț, tocmai, deci cum mărturisesc cei care au trăit contemporani, nu invențiile mai noi, că ar fi Sfântul Paisie sau nu știu care sfânt, nici vorbă. Era mai de dinainte de Ștefan cel Mare, din vremea lui Alexandru cel Bun, de pe vremea primei construcții a Mănăstirii Neamțului, sub trotuarul făcut de Ștefan cel Mare când a restaurat Mănăstirea Neamțului el și și-a rectitorit-o. Deci atât de adânc l-au găsit. Și de acolo, din străfundurile pământului, oasele cele smerite ieșeau să mărturisească pe Dumnezeu. Aceea este descoperirea Sfinților. Deci nu ne apucăm noi, nu trebuie să jignim pe nimeni sau să lovim în cineva, scoatem o seminte, le punem în veșminte, le facem racle aurite și le declarăm sfinți. Nu așa se declară sfinții. Sfinții trebuie să vindece bolnavi, sfinții trebuie să izgonească demoni, să facă minuni mari, nemai întâlnite, să fie izvorător de mir, să aibă mireasmă duhovnicească, să fie arătate lumii puterea sfinților. Iată, cuvioasa Parascheva și-a atribuit, din puterea Duhului Sfânt, această taină. A ieșit la lumină când a îngăduit Dumnezeu. S-a arătat unui om care, săpând marinarul și dându-l la o parte, a săpat mai jos și a găsit trupul neputrezit al cuvioasei. Și o altă mărturie care stă la dovada puterii cuvioșiei cuvioasei Parascheva și la puterea trăirii ei duhovnicești a fost și aceasta. Cred că până pe la anul 1880 și ceva, 88-87, ea a stat în Biserica Sfinților Treierari. De ce? Ea este odorul de preț răscumpărat din Constantinopol de domnitorul, marele domnitor, pentru că n-a fost un oarecare domnitor, a avut și calități și defecte ca orice domnitor, mult milostivul sau mult luminatul domn Vasile Lupu, care, deși nu era român de origine, era de altă naționalitate, avea întotdeauna acel prestigiu și acea fală ca la curtea Moldovei, în timpul domniei sale, vreo 20 și ceva de ani a avut de domnie, aproape 20 sau chiar mai bine de 20, în care el vrea ca totul să strălucească ca în Bizanț. Să existe o biserică ca niciunde alta,
să existe niște moaște ca niciunde altele, niște picturi ca niciunele altele și era foarte milostiv, a plătit toată datoria Bizanțului la curtea otomană și chiar, după cum arată și cronicile, când a adus-o pe cuvioasa Parascheva, a cumpărat-o cu foarte multe kilograme de aur. Deci 200 de pungi de galbeni, iar fiecare pung avea 40 de monede sau 50 de monede, iar fiecare monedă cântărea câte 2 sau 3 grame. Faceți un calcul. Ei, adusă în țara Moldovei cu procesiune, Sfântul Voivod Vasile Lupu, pentru că a avut într-adevăr o trăire înaltă, deci ca să îți permiți ca domnitor să vergi visteria Moldovei pentru moaștele unui sfânt, e o datorie sacră. Ceea ce nu mai întâlnim astăzi, nici pentru un gram de moaște, nu pentru un trup întreg. De-a lungul pe unde a trecut cuvioasa și se făceau stări, a zidit biserici în locurile acelea să rămână de pomenire până în veacul veacului. Iar în momentul când a pus-o în biserica treierarhilor, urmașii, fiind mai puțin atenți, la un moment dat, un îngrijitor al bisericii, un paraclisier, cum îi zicem noi, a uitat probabil ceva lumânare și s-a produs un incendiu puternic. Ei, dacă trecerea prin apă n-a putrezit-o pe cuvioasa Parascheva, pentru că noi știm, la malul mării, pământul e ud. Și n-a putrezit, ca și Sfântul Dimitrie Basarabov, care îl sărbătorim pe 25 la București, ocrotitorul Muntenii. Deci, în apa lomului, între două stânci. Deci să stai câteva sute de ani în apă și să nu putrezești, ăla-i darul lui Dumnezeu și să scoți moaștele întregi nevătămate. Ei, cuvioasa Parascheva a trecut ca tinerii din Babilon prin focul cel pământesc al acestui incendiu, care racla s-a topit, s-a urițit, s-a făcut jărate toate, iar înăuntru sfintele moaște erau întregi și ea dormea exact ca tinerii cu dorul Babilonului. Deci iată că și focul sau stihiile trecătoare au demonstrat că acest trup are putere neperitoare. Iată, acestea sunt mărturii prin care noi certificăm sfințenia. Dar aici, la baza acestei mărturii, stau alte mărturii. Curajul credinței, gândiți-vă că la 25 de ani, cam așa estimează istoric și cronologic viața ei, deja stătea și se odihnea la locașul de cele cerești cu trupul în fundul pământului. Pe când noi, la 25 de ani, unii nu știm ce vrem, nu știm ce e familie, nu știm ce e la servici, nu știm ce e responsabilitate, ce e credință, ce e la bun simț, ce e educație, ce e morală, ce e lege, ce e poruncă bisericească sau pământească, ce este aceea, dacă vreți, cultură duhovnicească. Iar ea, trecuse deja încercările duhovnicești ale marilor pusnici, care întâmplarea face că din voia și din îngăduința lui Dumnezeu, încă o dată se demonstrează, n-au avut puterea și tăria de a se proslăvi cu sfinte moaște întregi. Un Antonie cel Mare, un Pahomie cel Mare, un Eftimie cel Mare, un Teodosie cel Mare, un Ioanichie cel Mare, un Paisie cel Mare, cu toate că au avut vieți extra îmbunătățite. Deci Dumnezeu, pentru smerenie, nu i-a proslăvit. Și-a proslăvit două femei, nu două, că au fost 99, dar mă refer, referindu-mă la Filoftea Argeșului și la Parascheva a Moldovei, cele două sfinte fetițe, care au rămas cu trupul întreg ca să se demonstreze că sinceritatea naivității sufletești, împletită cu credință tare și cinstită și sentiment adevărat față de Dumnezeu, poate să facă darul nestricăciunii. După cum și Dumnezeu a mai smerit odată popoarele lumii și imperiile diavolilor, prin Fecioara Maria, o fetiță de 13 sau de 15 ani, ce avea să poarte în pântece pe Hristos, Mântuitorul lumii, și să devină arhistratega oștilor cerești. Deci ce pot fi aceste două cuvioase? Nu, și pe lângă ea toate celelalte din toată lumea aceasta ortodoxă. Ce pot fi decât două mărturii că Dumnezeu smerește pe cele tari și înalță pe cele smerite, pe cele rușinează pe cei tari și pe cele smerite le ridică ca să ne dea nouă pildă că nu noi ne facem sfinți. Nu noi hotărâm când suntem sfinți. Nu noi hotărâm când ne mântuim. Ci Dumnezeu rânduiește. E acest tipic la noi, la ortodox, și chiar iertată să fie formula,
obișnuim, chiar când moare cineva, chiar când trece cineva la cele veșnice și ne-a fost nouă drag, că-i tată, că-i mamă, că-i duhovnic, că-i părinte, că-i frate, că-i soră, vai ce viață a avut, vai ce trăire a avut, vai ce putere. Dumnezeu ne va spune. Noi să zicem atât, Dumnezeu să-L ierte. Noi știm dacă a fost cel mai mare tată, cea mai vrednică mamă, dacă a fost cel mai tare duhovnic sau cel mai bun duhovnic sau cel mai bun călugăr sau cel mai slab călugăr. Pentru că și în pateric era o pildă asemănătoare, ca să vedeți lucrarea între cuvioasa Parascheva și lupta duhovnicească, care nu e de aceeași lucrare la oricine, în care unul puturos trândăvea toată ziua și un bătrân îmbunătățit l-a văzut la moartea lui că îngerii duceau sufletul la cer. Și a zis, asta n-o fi înșelare de la dragi? Și n-a primit niciun răspuns. A văzut altădată un mare nevoitor care în timp ce se săvârșea, diavolii duceau sufletul lui. Și a zis, asta cu adevărat este tablou satanic. Doamne, ferește-mă de această înșelare. Și s-a arătat îngerul și a spus, nu, ce ai văzut este întocmai șaiel. El se nevoia și lucra cele duhovnicești, dar judeca pe cei ce nu lucrau. Dar cei ce nu lucrau se smereau și își plângeau păcatele lor, știind că sunt neputincioși și nu fac nimic. Și iată, Dumnezeu le-a dat harul smereniei, că scrie în Scripturi, nu judeca să nu fii judecat. Și iată ce ușoară este lupta duhovnicească. Ori fac mătănii până îmi rog genunchii și postesc până dau din ulcer în ulcer și o fac pe-a Sfântul și de fapt sunt o otravă. Și noi știm ce înseamnă orgoliu și răutatea când este vorba de ambiții și de contradicții. Ori stau cu mintea anonimă în banca mea și îmi văd liniștit de viața mea. Nu știu pe nimeni, nu mă cunoaște nimeni, n-am treabă cu nimeni, nu mă amestec cu nimeni și te trezești în ziua de judecății că e o picătură de milă sau de har înaintea lui Dumnezeu. Iată, cuvioasa Parascheva nu s-a etalat cu nimeni. S-a dus singură un copil, vă dați seama, dacă ar fi fost să fie judecată după zilele noastre și ar fi fugit la Iordan, la nici vârsta de 19 ani, s-ar zis, a, un copil smintit, fără minte, uite ce prostie a trecut prin cap. N-are nici cernere, vă dați seama, n-a avut povățuitor duhovnicesc cum trebuie. Iată, a povățuit-o Duhul Sfânt. Și la 24 de ani, 23 de ani, s-a întors din pustiul Iordanului, deja prin semn și arătare dumnezească, lasă pustiul și du-te în cetatea ta. A mai viețuit o vreme acolo în preajma Constantinopolului și apoi s-a săvârșit la cele cerești, neștiută de nimeni. Bănuiesc că nici cruce nu era, că dacă ar fi fost o cruce la cap, nu punea alt om peste ea. Dar când a rânduit Dumnezeu să scoată smerenia și să ne arate, după cum Sfinții Părinți spun, salba de diamante scumpe a Dumnezeirii, ce este smerenia? Diadema Dumnezeirii. Deci una din pietrele acestea scumpe a fost cuvioasa Parascheva. Și a stat în fața umanității să o vadă. De aceea am spus și am amintit că cineva mi-a făcut o remarcă și a zis, părinte, dar nu s-a făcut destul, cum s-a exprimat omul? A, nu s-a mediatizat destul că este sărbătoarea cuvioasei Parascheva. Să vă rog să stați liniștiți și să nu vă preocupe această problemă. De la Vasile Lupu încoace, în fiecare an, pe 14 octombrie, este cuvioasa Parascheva. Și oamenii din generație în generație știu dacă au devenit sau dacă n-au devenit la Sfânta. Iar dacă va fi de la Dumnezeu, ei vor veni și nemediatizați. Ei știu ce au de făcut. Și într-adevăr s-a dovedit, și cum au mărturisit și cei care au venit astăzi dimineață, că aseară, pe acea ploaie de care se ferea orice vietate în lături, o coadă imensă de credincioși, o masă imensă de credincioși, nu s-au mișcat din ropotul ploii și era o coadă, folosim termenul de coadă, un șir de oameni exagerat de lung, care stăteau cu minți și așteptau să se atingă de moaștele Sfintei. Nu erau nici fanatici, nu erau nici psihopați, ci erau oameni dornici de a înfrunta o singură zi de osteneală, cum a înfruntat de-a 5 ani în pustie. Și plata va fi pe măsură. Vor avea copii sănătoși, vor avea spor în gospodărie, vor primi ei har și sănătate, râdnă la rugăciune. Omul știe ce lăcrimează sau ce spune când se roagă. Dar aceste nevoințe se vor răsplăti pentru că cununa lor, deci suma tuturor acestor deranjuri sufletești, cheltuieli materiale,
timp alocat, răbdare, îngăduință, așteptare, se cumulează la Dumnezeu și se trimit în cer sub formă de fapte bune, iar îngerii le scriu acolo unde trebuie scrise. Și poate toate acestea la un loc fac ca Bunul Dumnezeu să reverse har pe pământ, de aceea ea este șocrotitoare din ce punct de vedere. N-am să stau să vă înșir eu viețile Sfinților. Ați văzut, în timpul bombardamentelor n-au căzut bombe pe catedrală. Orașul Iași a fost ferit de pagube imense în timpul războaielor mondiale, când a fost cuvioasa Parascheva și s-a ferit orașul să vedea cum spune. Că așa am citit și eu, că stătea deasupra orașului o femeie uriașă și întindea mâinile. Era vorba de Duhul și de sufletul cuvioasei Parascheva. Alți oameni au venit bolnavi, s-au dus sănătoși, alții au venit cu diferite probleme și s-au rezolvat chiar pe loc. Deci aceasta este treaba lui Dumnezeu. Aici nu ne dăm noi cu părerea. Când e vorba de scris minunile din viețile Sfinților, să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne le arate și să-L lăsăm pe cuvioasa să le împlinească. Deci noi nu putem să inventăm. Sunt total împotriva, v-am spus și repet, împotriva acestor pietisme exagerate în care oamenii își inventează sfinți de-ai lor, rugăciuni de-ai lor, să-i cinstim pe cei ce sunt cum se cuvine. Și cei care veniți la mănăstire știți prea bine că întotdeauna v-am spus. Sfântul Pantelimon că-i de boală, acoperământul că-i de sănătate, Sfântul Gheorghe că-i de biruință, Sfânta Ecaterina că-i de... Sfinții pe care îi știm că i-a proslăvit Dumnezeu și i-a arătat El mâna Lui, i-a arătat El cu harul Lui, stau de sute de ani și ne vechează ca Spiridon și Nicolae și alți sfinți. Nu e nevoie să ne mai căutăm noi acum sfinți proaspeți ca și cum cei vechi au epuizat harurile și deja trebuie să căutăm noi alți înlocuitori. Nu. Ne cinstim bărbații neamului, avem și noi un Constantin cel Mare în mai multe ipostaze, Mihai Viteazul, Vlad Țepeș, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Neagoie Basarab. Deci să nu aveți impresia că noi n-am avut împărați Constantinei credinței timp de 600 de ani de dominație turcească. Deci au apărat în primul rând credința și biserica și apoi poporul. Pe popor nu l-a putut apăra, pentru că casele li s-au ars, holdele li s-au pustiit, ogoarele li s-au distrus, averile și bunurile erau nenorocite, nu era ca acum carte de intambulare și titlu de proprietate. Când trecea hoardele de păgâni, în urmă rămânea mortar, deci rămânea copitele cailor. Dar, cu toate acestea, ei legați de o cruce și de un altar, de o biserică și de un mormânt, veneau și se întorceau și iar refăceau holdele și casele și iar treceau năvălitorii și iar se întorceau și le refăceau. Era ca într-un... cum să spun eu, ca într-un coșmar de apocalipsă. Nouă ni se pare astăzi că este apocalipsa în momentul când nu ne îndeplinim nu știu ce poruncă. Vai că o să vină sfârșitul. O să vină, când va rânduie Dumnezeu, noi nu știm. Dar mai apocaliptice au fost războaiele de apărare a acestui pământ decât războaiele de credință ale acestui pământ. Pentru credință nu s-a luptat nimeni. Pentru apărarea pământului și a bisericii s-au luptat strămoșii, adică voievozii. Nouă nu ne rămâne decât să cinstim memoria lor. În momentul în care știm că toată zona Moldovei, și chiar am rămas mirat când am vizitat una din mănăstirile Sucevei și era harta tuturor mănăstirilor din România. Erau presărate cu cruci și cu niște semne anume care reprezentau. Nu numai Moldova. Și Ardealul a fost plin de mănăstiri, și Muntenia plină de mănăstiri, și Dobrogea plină de mănăstiri, și Moldova de jos plină de mănăstiri, și Banatul plin de mănăstiri. Pe unele le-a șters istoria, pe unele le-a șters oamenii, pe unele le-a șters Dumnezeu, pe unele le-a șters timpul și memoria. Dar cele care au rămas nu sunt altceva decât urmașele urmașelor lor. Deci tot de acolo a rămas sămânța călugărească, de aceea în țara aceasta avem călugări, sămânța creștinească, de aceea avem bisericile pline de credincioși. E adevărat că Occidentul e bogat, dar dacă te duci în Occident, nu găsești creștini la biserică cum găsești în țara noastră, sau poate și Rusia, că am înțeles că și ei sunt credincioși și râvnitori. Dar, odată ce există cimitire și biserici și morminte, și jertfe, și liturghii, și preoți, și călugări, și oriunde te duci și vezi un indicator de o mănăstire sau un schip, înseamnă că poporul este credincios. Înseamnă că poporul are tragere de inimă către Dumnezeu.
cu bune și cu rele, cu neputințe și cu virtuți, cu scăderi și cu înălțări, cu întuneric și cu lumină, că nu toate sunt colorate în roză. Dar sub protecția Sfinților aceștia și sub protecția Sfintei Liturghii pe care o ascultăm în fiecare sărbătoare, sub protecția Sfintei Rugăciuni și a Împărtășaniei și a Spovedaniei, cu ajutorul și cu darul lui Dumnezeu, Biserica a trăit și va trăi și de acum încolo alte mii de ani, cum a trăit de la Hristos 2000 de ani. Deci Biserica este viața cea vie. Biserica este pâinea ce se coboară din cer, din care cine mănâncă nu mai moare. Biserica este Hristos. Și unde e Hristos, acolo e și Biserica. Deci, cuvioasa Parascheva nu vine astăzi să ne spună, vă rog să mă sărutați, vă rog să vă atingeți de mine, vă rog să vă sfințiți, că eu nu mai pot de sfințenie. Nu. Ci tacit și în mod tăcut, acoperită și cu mintea acolo, în somnul ei veșnic al smerenii, așteaptă ca fiecare om să-i urmeze exemplu. Mamele să fie cinstite și curate, bărbații să fie vrednici și credincioși, să-și ia modelul că avem destui sfinți bărbați în raclele României, și în cele din urmă, cei tineri să aibă râvna și curajul și să nu fugă nici de viața monahală, nici de viața preoțească, nici de viața familială, nici de viața creștinească. Pentru că fără de Dumnezeu nu putem face nimic. Cu cât vor fi mai mulți călugări și călugărițe, va fi mai multă credință, cu cât vor fi mai multe biserici, vom fi mai feriți de rele, cu cât vor fi mai multe liturghii, vom fi acoperiți de Duhul Sfânt și cu cât vor fi mai mulți creștini, Dumnezeu ne va proteja și cu bune și cu rele. Pe cine iubește, El își încearcă, deci nu va curge lapte și miere, dar a spus Hristos, pentru cei ce mă vor asculta, bunătățile pământului vor avea. Iar cel ce nu adună cu mine, risipește. Uitați-vă la imperiile care au trecut și nu mai sunt. Uitați-vă la imperiile istorice care au dispărut și au rămas în cărțile de istoria civilizației doar cu numele și cu împărații. Faraonii, perși, romanii, împărăția lui Alexandru Macedon, împărăția mongolilor, împărăți, chiar și a chinezilor, deși sunt un popor numeros și istoria lor s-a stins. Deci ei s-au reașezat pe cenușa imperiilor lor. Dar noi am rămas de 2000 de ani în același loc. Cu oi, cu vaci, cu boi, cu albine, cu păduri, cu ape, cu lungi, cu biserici, cu tot ce vrei. Deci n-am făcut altceva decât să ne schimbăm generațiile, dar nu locul și îndatoririle și tradițiile și credința. Deci ne rămâne să fim veșnici și vrednici următori ai cuvioasei Parascheva și pentru că se obișnuiește când e ziua unui Sfânt onomastică de nume, să spunem, la mulți ani sau să trăiți, nu. Să fiți vrednici ca Sfântul a cărui nume îl purtați, să fiți serioși ca Sfântul a cărui nume îl purtați și să faceți dovada de cinstire a numelui, că atunci când ne vom întâlni cu acești Sfinți, să nu ne fie rușine să spunem că ne-a chemat Nicolae, Vasile, Parascheva, Maria, Elena și așa mai departe. Deci praznicul zilei de astăzi să fie simbolul bucuriei, vredniciei și vitejiei. Hristos a spus, fricoșii nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu. Îndrăzniți, Eu am biruit lumea. Amin.